Stimați colegi, bună ziua! Eu nu o să vă citesc lecții unii altora. Eu cred că e suficient să auzim atacuri reciproce, împărțeală de funcții, care își primul cu ce idee au venit, care o abandonează fiecare două săptămâni. Parcă faceți rotații de idei pe care tot voi le abandonați. Eu o să mă adresez cetățenilor și colegilor din sistem de sănătate. Și o să vorbesc în fapte, fără să manipulez, și fără să arunc psica moartă în curtea dreptii sau stângi politice. La 13 martie, în calitate de invitat, am participat la ședința Consiliului Superior de Securitate, organizat de președinții, în care au fost prezenți și alți membri ai Parlamentului, cei care au statut de membru permanent, șefi de fracțiuni cu statut de invitat, guvernul interimar, multe alte structuri, SIS-ul, primarul municipiului Chișinău, reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății. S-a discutat mult și în detalii și s-a emis și poziția oficială a președinției, care a fost urmată la data de 15 martie de o decizie a Consiliului Superior de Securitate, care are cei drept caracter de recomandare. Dar vreau să vă citesc câteva din frazele de acolo. Prognozele sunt sumbre. Riscăm să avem mai multe cazuri de decese decât le avem acum. Discuțiile au fost variate, au fost atenționări dure din partea autorităților. Pierderile omenești din țara noastră sunt echivalente căderii unui avion plin de cetățeni și trebuie să luăm decizii responsabile pentru a încetini răspândirea virusului. Și ca rezultat s-a propus și Guvernului și Parlamentului să ia în considerație și să instituie situația excepțională. Și atunci și acum subscriu în totalitate, indiferent de faptul că autorii periodic abandonează propriile idei. Ce am avut noi, stimați concetățeni, la 13 martie? După un an de pandemie am avut 4.294 de decese, iar în 17 zile au murit încă 621 de morți. Eu nu o să număr câte avioane astăzi. Eu o să-mi amintesc de fiecare din prietenii, cunoștințele, doctorii care au decedat în perioada asta și care strigă cu disperare, faceți ceva și opriți răspândirea virusului. O să vă spun că am discutat și discut practic zilnic cu cei mai renumiți medici care lucrează până la epuizare în secțiile terapie intensivă. Ei îmi repet același lucru, secțiile sunt pline, noi trăim o dramă pentru că avem până la 40 de refuzuri de a accepta transferuri de pacienți gravi din spitale raionale. Eu vorbesc cu medicii de familie care îmi spun că sunt epuizați și astăzi s-a confirmat că practic un medic de familie are în mediu 40 de pacienți în îngrijire la domiciliu, la telefon. Dumneavoastră vă imaginați ce înseamnă să ai 40 de pacienți concomitent la telefon? Dar pacienții respectivi nu au în continuare acces la tratament gratuit. Compania de asigurări a confirmat că în 3 luni doar 3.000 de pacienți au beneficiat de medicamente compensate. Oamenii ăștia, abia acum, printr-un ordin care încă nu este clar cum funcționează, s-ar putea să aibă acces gratuit la servicii de radiologie. Alte fapte care se constată și le auzim zilnic. Rata de contagiozitate se răspândește cu viteză mare virusul. Rata de fatalitate, mor pe un cap. Durata lungă de utilizare a unui pat spitalicesc. Este bine că iarăși oamenii dau dovadă de solidaritate și cumpără concentratoare și le duc în sate și în spitale. Dar înțelegeți un lucru, nici sistemul de sănătate nu-și poate înmulți cadrele medicale așa cum se înmulțesc uneori echipamentele. Oamenii sunt pur și simplu epuizați. Toate liniile roșii de mult au fost trase și era evident că sunt necesare măsuri. Eu regret că astăzi guvernul nu a venit cu acel plan de acțiune despre care toată lumea vorbește și încearcă să-l folosească drept paravan de ce nu va vota. Vreau să vă spun însă că în cadrul ședinței Consiliului Superior de Securitate, guvernul a prezentat planul de acțiuni și măsurile concrete care trebuie aplicate în codul roșu. Și chiar mi-a fost milă să văd cum au încercat și cum sunt sfidați de multe din comisiile locale, care încă anul trecut au primit prea multe împuterniciri și anul acesta s-a văzut că nici acest lucru nu a fost o decizie înțeleaptă. Toată lumea azi le-a dat sfaturi. Unii le-au citit morală,
V-au amintit cariera dumneavoastră, domnule Ciocoi? Eu nu vreau să fac acest lucru. Eu doar vreau să țineți minte că astăzi, în cazul în care se votează instituirea situației excepționale, toată responsabilitatea, dar și marea majoritate a drepturilor revin la dumneavoastră. Eu vă rog în primul rând să nu admiteți abuzuri și să nu concediați lucrători medicali sau conducători în cazul în care ei vor avea o altă opinie decât cea a membrilor comisiei. Eu vă rog să asigurați că cel puțin 3 mișcări serioase din partea guvernului și a ministerului și a ministrului interimar se văd și se simt. În primul rând, izolarea eficientă a oamenilor care sunt acasă. Într-al doilea rând, asigurarea cu tratamentele necesare. Nu vreți livrare la domiciliu a medicamentelor? Prindeți-le pe drone, pe porumbei, dar aduceți-le oamenilor acasă medicamentele. Al treilea subiect, cel mai dureros astăzi, vaccinarea. Iată, eu special am scos, domnule prim-ministru interimar, setul de documente după care lucrează astăzi sistemul de sănătate pentru a vaccina. Eu l-am citit, asta trebuie să-l citească și ei și să-l implementeze. Și eu vreau să vă spun câteva lucruri pe care eu le-am găsit că deja nu corespund și sunt disonante. Vă rog să verificați și le corectați. Ordinul 93, emis în 5 februarie de Ministerul Sănătății, la categoriile de persoane, spune în capitolul 2 a etapei 1 că se vaccinează personalul și beneficiarii din cadrul azilurilor și centrelor de plasament temporar și de lungă durată. Iar în decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, punctul 2 sună așa: personalul din cadrul serviciilor de asistență socială. Ce trebuie să înțeleagă șeful centrului de vaccinare când citește una în decizia Comisiei și alta în ordinul Ministerului? Alt exemplu, punctul A din ordinul Ministerului: personalul din cadrul centrelor de plasament cu profesie. Doamna Glavan, da. Eu vă ofer încă 10 secunde, 20 de secunde, dar vă rog, recomandările dumneavoastră le transmiteți și vă rog să conlucrați cu Comisia Situației Excepționale sau cu Comisia de Stare de Urgență în Sănătate și să le oferiți toate acestea lor, fiindcă noi le-am permis să plece de aici și atunci eu înțeleg că sunt unele neconcordanțe și trebuie excluse. Și aici chiar, dacă ați făcut investigația respectivă, vă rog să o faceți. 10 secunde, vă rog. Doamna președinte, eu neapărat o să le transmit în scris, doar nu vreau să pierd ocazia că este prim-ministrul interimar să-și le audă. Sunt lucruri care pur și simplu trebuie corectate și îmbunătățite. Astăzi s-a vorbit mult despre etapa 2. Eu vreau să vă spun că prin dispoziția de ieri deja etapa 2 este anunțată, doar că iarăși sunt formulări ambigue. Izolarea pacienților, tratamentul eficient la domiciliu, oprirea răspândirii virusului și vaccinarea sunt lucrurile care trebuie să fie cap de listă pentru dumneavoastră în calitate de președinte a Comisiei Situații Excepționale. Noi vom vota, dar vom monitoriza strict și vă rog să luați în considerație toate propunerile profesioniștilor. Mulțumesc!